Hei, deci, salut la mine și bine v-am găsit la un nou episod din Survival Games. Înainte ca acest clip să înceapă, aș vrea să vă rog pe fiecare în parte să apăsați butonul de like pentru că mă motivează foarte mult să continui cu videoclipurile. Hai, Deci, lasă! ne jucăm pe Holiday Resort cu Alexandru din nou aici, pe felie cu Alexandru Barosanu. Nu poți mai scape de mine, gata! Gata. Deci, Alexandru, cred că e talismanul meu norocos. Mereu când mă joc el, fac meciuri bune. Și nu că bune, ați văzut, am bătut echipă de 3. Ce drăcia dracului mai vrei de la viață, mă? Echipă de fucking 3 și erau echipați mai bine decât mine. Unul din ei avea sabie de diamant și naibii. Toată avea sabie de piatră. De unul avea și ceilalți aveau sabie de iron și aveam o sabie de iron. GG. Nu se poate. Și o să-l omorâm pe tipul ăsta. Omulețule, ce ai făcut? Ia uite, nici n-am luat tot chestul. Bă, mi-ar fi rușine, mă, să fiu în locul tău, mă. Să nu iau tot chestul, mă, mă. Dar mi-a Bă. fi trebuit omul tot chestul. Era gol, că abia am început meciul. Era mâncare. Mâncarea e mereu bună pe Survival Games. Și da, dacă nu vă dați seama de ce mă joc pe mâncăsigul, este pentru că lumea vrea mâncăsigul înapoi. Nu știu de ce, dar vă place mâncăsigul prea mult. Ce s-a întâmplat cu voi, domnilor? E server normal. Păi și hai voi server normal. Ok. Ok. Atâta timp cât nu se încurcă cu pluginurile. Nu se încurcă. A, gata, a făcut. Păi dar Hive-ul mereu a fost un server bun. Au făcut perfect de la... Perfect, perfect de la început. Uite cum era eu să-i rostesc acum un iron. Aude-mă, mai am nevoie de papuci și sunt full iron, ce mai? Am flinte în stil, am săgeți amar, cam de toate. Ce n-am, Alex? Ce Și mai ce întreb? trebuie? Ha? Oricum arcul ai degeaba. Arcul, da, mă, să știi că pe Holiday Resort arcul e cel mai bun. Pentru că e multă bătaie în apă, știi? Te bați în apă ca cioban. Uite și o barcă, celălalt lucru cel mai bun de pe Holiday Resort. Pentru că dacă vrei să te deplasezi repede, cumpere o barcă de pe mercator.ro. Rezolvă. Steve. Noci te rezolvă. Ai nevoie de o barcă? Te rezolvă Steve. Sau Noci. Depinde cu cine te înțelegi mai bine, prietena. Știi cum zic? A, sau poate rezolvă vorul. Nu, nu-mi place de vorul. Nu-mi place, scuze prietenaș, dar nu e nimic personal, dar nu-mi place de vor, nu-mi place măcioara lui, nu-mi place de vor, pur și simplu, nu, spune nu lui vorul. Pur și simplu nu. Cum să-i spui nu lui vorul? Nu. Băi, ceva e pe mine, nu, de ce? Că nu-mi place de vorul. I hate vorul. Hate vorul every day, every day, every day. Every day I'm shuffling. Ok. Încă am skin de gagicuță. Poate skin-ul ăsta mi-aduce noroc, nu tu, Alexe. Hai să zicem că Poate. ești tu, că nu vreau să am skin de fată mereu. Nu? Poate. Da, hai să zicem că tu mi-aduci noroc. Să zicem. Ia să vedem, să ne punem papuci. Un pickaxe. Spui ciorap prin picioare? Mi-am luat un pickaxe de la Nike, știi? Da, n-a fost mult acolo. 30 de diamante. Încantat, frumos acolo, știi, șlefuit prin părți. What? Cum ai putea să șlefuiești un pic prin părți? Nu știu, te întreabă pe Steve, poate știe el. Steve, cum șlefuiești un pic prin părți? Ah, și nu avem nicio logică la ora asta, cât e ceasul, Alexia, spune. Dacă stau bine să mă uit, e în jur de 2 și un sfert dimineața. Ai noaptea, de fapt. Da, mă rog. Apropo, pentru că m-ați întrebat destul de mulți ce s-a întâmplat cu mine nu în episodul trecut, cel de pe Hive, ce s-a întâmplat cu mine acolo, că eram plictisitor, nu știu ce s-a întâmplat. Păi, hai să zicem doar așa, ca fapt divers, era 5 dimineața. Era bătut de soarte. Nu, era 5 dimineața, Alex. Deci, e clar că nu puteam să fiu activ. La 5 dimineața să... Hai. Nu, nu-mi fac papucii. Doar cine te care a trebuit să te scoli de culci. Da, bă. În câțiva ani mă scol, mă duc, mulg vaca. Hai chiar ar fi șmecher să afli că cel mai popular YouTuber, adică PewDiePie, să afli că trăiește la țară și că își face banii prin mulg vaca, că el n-are parteneriat pe YouTube. Bă, becali au început de la oi, așa că taci. Du-te, Alex, du-te și tu și mulge. Da, mă duc să caut oaia. Ăla-i berbec, Alex.
Un băț, mă. Uite, ziceam că nu găsesc un băț, am găsit un băț, Gigi. Și-l văd pe un băiat acolo, aia sunt papucii mei, prietene. Un băiat îmi poartă papucii, Alexe, ce-am să fac? Dă-i bătaie și ai papucii! Nike! Aia sunt papuci de la Nike, băiatul! Băiatul, îți dau un pickex de la Nike, dă-mi băiatul! Bine, wow. E un pickex, dau gratis! A mâncat un măr pentru... Dar știi, s-a oprit așa și a început să mănânce măr. Încă ai textura aia, te-a dat la măr? Nu. Ok. Joc cu texture pe cu unui fost moderator și prieten. Love Lights. Dacă vreți să vă duceți să-i verificați canalul, nu aveți link în descriere. Trebuie să căutați pe YouTube. Luovelgahtasa. Înțelegi? Știi cum zic? Da, iubește luminile. Păi și pe mine m-a chemat Lopac, deci. Eu iubeam bugurile. Eu iubeam gândacii. Da. Mă, dar să știi, Love Bug. Iubesc gândacii, gândacii sunt abonații mei. Uite, gândacii, gândacițe. Da, deci, salutare gândacii, gândacițe. Da, sunt ca netardar, ca aia, 5 ani. La 5 ani aveam vocea mai subțire de atâta. Sau era mai groasă, nu mai țin minte. Până la urmă aveam 5 ani. Nu mai țin minte multe lucruri, înțelegi? Da, nu mai știu la 5 ani. Știu că odată am fost la grădi și... Și pe acolo aveai treabă cu colegile. Oh, bă, mi-am adus aminte de o fază foarte tare de la grădiniță. Deci, aveam o colegă, o colegă. Aveam o colegă care era foarte grasă, știi, gen la 5 ani și avea vreo 60-70 de kg. Oho. Bun. Și îi plăcea de mine. Și mă alerga mereu. Și odată eram prin curtea grădiniței, da? Uh-huh. Și eu am început să fug, ea mă urmărea. Deodată mă opresc, îi pun piedică, se duce în bot. Okay. Poveste încheiată. Aștept. Totul e finisat. Da, și nu s-a potolit, după ce că... O, că nu-i nimic, n-am nimic, știi? După, tot așa încerca să mă pupe, eram în clasă, știi? Încerca să mă pupe. Am luat-o și am dat-o cu capul de scaun. Adică nu cu capul. Ok! Am dat-o cu dinții de scaun, știi? Și... Asta nu era prea informativă. Și a început să-i curgă sânge din gură și că, o, nu, m-a lovit singură. Deci îmi plăcea de tipa aia, puteam să o bag, puteam să-i fac ce vreau, nu spunea. Sau aveam alți colegi, știi? Bă, îi atingeai. Doamne, s-a luat de mine! Bă, aveai și tu o iubită și nici tu n-am băgat în seama. Da, știi, fă, dă-te mai departe. Acum, culmea vieții, s-a făcut acum peste 5 ani. Aproape fotomodel. Aproape. Aproape. Bă, deci... sincer, a slăbit cât de cât acolo. Cât de cât. Cât de cât, a? Cât de cât. Acum are... Nu mai are decât 180 de kg. Nu mă cunosc. Dar nu-s suficient pentru tine. Da, nu. Pentru mine trebuie să pai 1,20 și 30 de kg. Mie așa îmi plac fetele. Cu carne pe ele, mă. Cu 30 de kg. Cu carne să poți să le modelezi în ce poziție vrei. Bă, băiatule, nu fi pervers. Uite-l, bă, ăsta are skill-ul, Marian. Marian Freestyle. Interesant. Summertime, nu știu cum se numește melodia, dar summertime. Serios, am auzit melodia asta pe undeva și tot... S-a rămas împicat. Poate cred că... Bă, eu cred că se numește summertime, nu știu de ce, dar cred că se numește summertime. Okay. Uite-l pe unul full iron pe plajă. Oh, sunt doi, GG! Îmi place să mă bag cu echipe mai nou. Uite, altul full iron în spatele meu. Cred că am să mă bag pe ăsta. Eu, ăsta e român, îl cheamă Ai Ștefan. Ai Ștefane, mă, ce să n-am. Ăsta trage mai prost corcul decât mine. Sper să știi cineva care să tragă mai prost ca tine. O, mi-a dat foc, Alex, fugi! Ia copiii și fugi cu ei. Bă, dar ce să fug eu, că ți-a dat ție foc? Poate îți dă și ție, la asta nu te gândești. La copiii tăi nu te gândești, mă, paralizatule. Mamă, și ăsta mă bate. M-a băgat în apă și arcul, știi? Încă n-am copii ca tine de găr. Ha? Încă nu am copii ca tine de găr. Păcat. Trebuie să fii fericit pentru asta. Tu ai copii și eu n-am. I-am vândut. La ce discuție nu trebuie să vorbim? Da, despre copiii pe care o să-i am eu. Da. Pe care o să-i crești și o să-i faci YouTube-uri. Normal. Și o să le pui nume de gândaci. Și o să-i pun să facă viitor cu Survival Games. Și l-am omorât pe tipul ăsta. Ce, deja atunci la tehnologia de atunci.
O să fie videole făcute în realitate virtuală. Realitate virtuală. Dar realitate virtuală, bro. Ochelari 3D și toate chestiile aia. Ochelari? Ochelari, mâncați așa, îmi dă alea Ray-Ban. Nu o să mai existe monitor, să existe numai Oculus Rift. Am Ray-Ban, e dale. Mamă, tu și urât e să te joci pe Oculus Rift? Nu știu. Am avut ocazia să încerc, bă, ai de capul meu. Mai aveam 5 minute, am nepi. Stai? Ia iurea rău, amețești. Mai ales cum sunt eu amețești. La început, când am început să joc pe Quake Pro, bă, simțeam că se învârte camera cu mine după ce mă terminam de jucat. Da, o treabă, că eu am început pe Quake Pro cu monitor mic și am început să simte foarte mult. Monitorul meu e mare. Deja acum, la monitorul normal sunt învățat cu Quake Pro, nu am drept. Apropo, cu chestia asta care o tot fac eu. Chestia asta e un tic, nu știu de ce l-am dat, l-am de foarte mult timp. Chiar de când am început să fac viitor, adică de peste 2 ani. Adică, nu, de 2 ani. Acum se fac 2 ani. Pe 14 februarie și a ghițit ce vine pe 12 februarie. Nu ne pasă. Ia ghiți, Alexe, ce vine pe 12 februarie? Ziua ta? Da. Degăr face. Degăr face 16 ani. Yes. Minune. Într-un final nu mai sunt atât de puradel. Sunt mai aproape cu un an de moarte. Yes! Asta mi-am dorit de când am fost puradel. Să fiu cu un an mai aproape de moarte. Și mai cât? Descui. Mai am, cred că vreo 10 ani. După, știi, bă, după ce treci printr-o viață plină de... și de... încep să te pensionezi. Să te cam plioși, căni. Bă, băiatule, eu mereu o să fiu tare. Eu nu sunt flashcăit ca tine. Bă, flashcăile. Flashcăitule. Mamă, și de la spawn acum pot vedea tot Holiday Resort-ul și e superb. Hai de capul meu, nu mai găsesc eu niciun băiat aici să mă joc cu el puțin. George. Păi sunt fată nebunule în joc. Aaa, ce da. Sexy sunt aici. Ui, ce cură am. Ei. Am un uider pe spate. Te uit la propriul tău cur. Dacă aș fi fată pentru o zi m-aș uitea în jos. Da, unii nu cred că am înțeles gluma asta, dar nu contează. Și mai suntem doar 5 oameni. Tu te-ai prins, Alexe, de glumă? Nu are cum. Și eu tocmai observ că la jocul meu tocmai îmi dispăru grafica. Iar cum să-ți dispară grafica? Alerg prin aer. Și sar peste goluri de aer. Hai, dar stai, tu nu te mai joci jocul ăla cu tiruri? Că asta ai făcut în ultimele 4 săptămâni. Dai, noi n-am mai vorbit de atât de mult timp. Hai că vine refill-ul, Alex, vine refill-ul, ține-mi pumnii strâmbi. Ține la picioare cu mâinile ocupate. Ține, da, ține dețele picioare prinse. Unde i-am? Ok, pot să-mi fac un topor de diamant. Dacă vreau. Ce zici, Alex, îmi fac topor de diamant sau nu? Cum doresc. Normal că cum doresc. Că dacă nu, că cum doream eu. Dracu să alege de voi, mă. Și de țara asta voastră, mă. Vai dă țară de... Nici vai de topul tău, mă. Vai dă mama ta și de tatăl tău, mamă. Mi-e milă de mama ta și de tatăl tău, mă. Cum am putut crește așa bestii, mă, bestii la ușă, mă, mi-ar fi scârbă, frate. Mi-ar fi scârbă să am un copil așa urât ca tine. Acum, Alex, zici mai rău. De ce le-ai spus și lor, bă? De când ești așa OTV, zi de gă. Ce? Parcă ieșiți de la OTV. Vorbește-mă mai tare, că nu te aud. Parcă ieșiți de la OTV. Așa. Te-am auzit de prima dată, dar vreau să te auzi mai bine. Că defilmez și... Și de... HD, HQ, d-alea, doza de H, doza de Q, știi? HD, HQ. HDMI, ia? Ghiți ce mi-am făcut? Bus de diamond. Ăștia s-a didași de la Nike, mâncați-a sufletul. Bus de la diamond. Diamond in the sky. Tonight. Ce? E firma specială în Minecraft. Dar vorbește și tu mai aproape de microfon. Da, tu vrei să vorbesc în microfon? Uite, e perfect. Da, aproape îl băgai în gură. Bagă-l în gură atunci. No, nu, nu, nu.
Copiii, să nu vă băgați microfoanele în cur niciodată. E periculos. Putea să... Ce? Putea ai stricat-o de gând? Nu. Nici nu vreau. Sau mai era o chestie, ceva în genul... Doamne, nu merge internet, ai încercat să-ți bași cablu în fund? Da, e acolo de 5 minute, dar tot nu merge. Ok. Nu știu cine mi-a zis chestia asta. Be. Zi-mi tu cine, Alex. Hai că tu știi. Eu uite, știu cine. Era prieten cu tine și mă, stai mild. Bine. Andre! Oh. Te mai și întrebi? Da, automat îmi dă. Bă, nu-i mai spune bă numele că îi facem promovare și nu vrem să-i facem promovare lui Andre că nu merită. Nu, dar este-și cuvântul magic. Milf? De bă, nu dau seama. Andrei, doar ca să știi, Alex mi-a spus de maică ta. No. Bă, hai să vorbim despre chestii mai inteligente, că lumea e ceva din nou. Da, lumea înțelege ceea ce vorbim noi. Deci, dar noi știm ceea ce vorbim pentru că noi înțelegem. Bă, mai ții minte atunci din filmul ăla, cum se numea? Care? Cu puradeia aia galbeni. Minioni, mă. Minioni e. Mai ții minte când erau toți ăia și făceau. What? Ceva în genul. What? Da, mă, când făcea puradelul ăla. Da, știu, fa, dar nu m-am uitat la el. Ceva în genul ăsta am fost eu acum. Si, ceva în genul. Say what? Mă, stai. What? Știi așa, cu făcea din aia. Mai de puradel de-a tata. Gândește-te că ai fost un puradel crescut în șatră toată viața. De voce, mă, cu voce de corcodușă. Cu voce de corcodușă, lol. Mă, de ziceai, ești tu prună, alună, ce-ai, cașcaval, ceva, înțelegeam? Ai poftă, ai poftă în suică, ce-ai cu prunele? Poftă în suică. Ai poftă de pălâncă, bă. Da, deci mi s-a întâmplat o chestie acum ceva timp. Cum îi spune, taică mea când mai ia ceva gen suică sau pălâncă, îmi dă și mie să guză acolo, știi? Și eu m-am obișnuit că... Na, țuica de la bunica mea nu-i tare, știi, e așa slabă. Și face taică-mi, zice, că ia și tu, știi? Și eu m-am gândit, bă, pe țuica de la bunica mea, hai să iau mai mult, știi? Bă, și-am luat o gură din aia mare și după mi-a spus, asta e pălincă din Maramureș, știi? Ghici, dintr-o gură din aia, nu mai știam de mine. Deci îți dai seama cât de tare era. Era ceva în summertime. Am uitat o poveste. De o poveste de iubire. De o poveste bine, mai veche din tinereța mea. Sau ai fost tânăr? Taci. De prima dată când am încercat eu era o fată. Un fel de whisky, nu știu cum se numește, Metaxa. Metaxa? Da, și dacă știi ce aia. Nu știu. Un fel de whisky, ceva de mea, un fel de băutură spiritoasă. Îmi dă taică-mi, hai gustă. Ok, eu ăla mână. Hă, somn de voie. Și după aia de-am trebuit în curte. De ce? Mamă, adu zama de varză. Ce zama de varză? Mai știam ce zama de varză, nu mai știam ce nimic. Era ceva de genul la ce e asta? Iar îmi dai o travă, tată. Da. Iar vrei să scapi de mine sau ce? Ce am mai făcut de data asta? Da. Că am început să merg la școală. Bă, cu ce am greșit? Tată, parcă mă iubeai. Parcă. Bine zis, parcă. Bine. Acum câte vieți? Mamă. Stai că aveam și o barcă, mă duc după asta. Facem o cursă cu bărcile. Lasă barca de gări. Îi văd pe doi la spawn. Măi, sincer, cred că l-aș lăsa pe ăsta în pace doar ca să nu mă bat cu doi în deathmatch. Mi-e frică de ei. Păi să o arzi hardcore cu doi? Îi bat acum terminul ușor, ce dracu, pui plictiseală cu ăștia deja. Mamă, nu știe să joace băiatul ăsta. Cum descoperiși asta? Are sabie de diamant, mi-a luat. A murit. Ce? A dat foc și cred că și-a dat foc singur și a murit. Ok. Și prietenul lui a venit lângă mine. Prima trebuie că îi zici că mori și tu. Și după aceea îmi seama de fapt că... Wow, GG. GG, prietene. Știi să joci. Te omori singur, GG. Nu, mă refer la prietenul lui. Și ăsta încă un pic și se omoară singur și încă un pic și mă omoară și pe mine. Ce-i mai genial, oameni ever. Deci am pus focul la 2 metri în fața lui. A intrat în foc.
A fugit în foc, deci... Anticristul. Oameni geniali, ca așa să gândească. Fugit în foc, nu să le vite. Vrăjală. Vrăjală falsă. Da, vrăjală falsă, prietenaș. În poarta lor. Bă, ce zici, să-mi fac un topor de... Nu cred că... Nu mai am timp să-mi fac un topor de diamant. Fă sabie. Am sabie. Atunci nu știu. Fă să ne compre. De deșminează. Bă, cred că-l omor pe ăsta. Și după îmi fac târnăcop. De mă, târnăcop. Bate târnăcop în cap. Asta e cam prostovan așa. Mi-a dus să-l bag un târnăcop? Nu știu ce ai, pe ce vrei. It's your choice. Îți mai ciorbă? Nu, este ciorba tuturor. Ok. Bă, mi-e cam milă de el, mă. Atunci bată-l cu mâna. I-am dat un târnăcop de diamant. Cadou? Ca cadou, da. Ca cadoaie? Bă, asta mă supără. Și eu încă nu știu să trag cu arc. Eu spun. Adrenează, te stragi cu arcul. Trage la sântă zilnic. Bă, eu m-am obișnuit cu FOV 90 și de-aia nu mai trag bine acum. Acum trebuie 100. Acum sunt cu ei pro. Aaa. Bă, și vreau să-l omor cu arcul, bă. Ok, deci cam asta face pentru episodul ăsta. Nu uitați, până la dată, like, comment, subscribe, baftă lume. Okay.